Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, a prezentat proiectele prioritare ce urmează să fie depuse pe POR, POCA și POIM 2014-2020. Vorbim de 10 proiecte ce vor fi depuse pe POR 2014-2020 privind patrimoniul cultural, eficiența energetică, infrastructura rutieră județeană, dezvoltarea infrastructurii educaționale, sociale și a infrastructurii de sănătate. Sunt pregătite și 2 proiecte pe POCA și unul pe POIM. S-au deschis ghidurile de finanțare pentru axa 5.1 și 5.2. La Consiliul Județean Dâmbovița deja au avut loc consultări cu cei 2 vicepreședinți, Direcția de Fonduri Europene și Direcția de Achiziții. La momentul acesta suntem gata cu următoarele proiecte, deci așteptăm să se deschidă sesiunea de depunere. Se publică ghidurile, 30 de zile de la publicarea ghidurilor se va deschide sesiunea în format electronic. Am și trimis oameni la specializare pe acest subiect. Deci suntem pregătiți cu proiectul 1, conservarea, restaurarea și valorificarea clădirii școlii de cavalerie, în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița. Un al doilea proiect pe monumente istorice, impulsionarea dezvoltării județului Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a țării românești, prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea ansamblului monumental Curtea Domnească din Târgoviște. Vă precizez că aici mai avem de luat o decizie dacă construim 2 proiecte de câte 5 milioane de euro, pentru că am avea pe ce să scriem chiar 2 proiecte. Avem o dificultate din perspectiva sumei alocate pe regiune, care e la 50 de milioane, deci în cap maxim 10 proiecte și nu suntem doar noi singuri la masă. Pe axa 3, sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor. Suntem în curs de elaborare a proiectului pentru sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și utilizării energiei din surse regenerabile prin reabilitarea și consolidarea sediului Consiliului Județean. Este un proiect important. Sediul acesta, vedeți bine că are nevoie de reparații, nu de reparații, are de o reparație capitală consistentă, pentru că nimic nu prea mai este așa cum trebuie. Am pregătit un proiect similar pentru secțiile de recuperare neuromotorie copii 1 și 2 Gura Uniței de la Spitalul Județean, pe clădirile existente. Un al treilea proiect, tot pe eficiență energetică, privește fostul sediu al secției de boli infecțioase din strada Ronei, pentru că dorim să realizăm acolo sediu administrativ pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Dâmbovița. Și am pregătit un al 6-lea proiect pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea centrului de zi Găiești pentru copiii cu dizabilități și centrului de plasament pentru copii cu dizabilități de la Găiești. Este vorba de clădirile care sunt astăzi nereabilitate. Știți bine că jumătate sunt reabilitate pe banii din 2007-2014. Pe axa prioritară 6, stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TNT, am pregătit, este practic finalizat proiectul și cererea de finanțare, proiectul pe modernizarea drumurilor județene 720, 720B, 711, 101B. Limită județ Prahova, Moren, Gura Uniței, Răzvat, Ulm, Târgoviște, Comișan, Bucșan, Bălen, Dobra, Finta, Beciurești, Cojeasca, Cornești, Butimanu, Niculești, limită județul Ilfov. Din datele pe care le avem, va fi primul proiect care va putea fi depus, pentru că e și primul ghid care a fost publicat. Pentru infrastructura de sănătate avem 2 proiecte pregătite, pe axa 8, infrastructură de sănătate și infrastructură socială, reabilitare la Gura Uniței, la Spitalul Județean, un ambulatoriu de specialitate, conex cu proiectul anterior la secțiile de recuperare neuromotorie și reabilitarea și modernizarea cantinei, fostei cantine, din Complexul de Servicii Sociale Găiești. Deci acolo sunt 2 proiecte. Cantina e un proiect pe axa 8, celălalt este un proiect pe axa
3. Și pe infrastructura de educație, axa prioritară 10, am pregătit proiectul de reabilitare, refuncționalizare și asigurare dotării necesare pentru sporirea gradului de confort instituțional al persoanelor cu dizabilități la școala gimnazială din Târgoviște. De asemenea, am pregătit pe POCA, Program Operațional Capacitate Administrativă, două proiecte, Transparență, Etică și Integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice din județul Dâmbovița, care este în curs de contractare, și pe suntem de asemenea în discuții pentru un proiect similar pentru sectorul sanitar și pe programul operațional POIM am pregătit un proiect pe decontaminarea și ecologizarea sitului poluat contaminat istoric Titu Boten pentru asigurarea calității solului în vederea protejării sănătății umane. Programul operațional regional 2014-2020 succede programul operațional regional 2007-2013 și este unul dintre programele prin care și județul Dâmbovița va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltarea Regională în perioada actuală de programare.